Echipa de Hamba Steaua București a pierdut meciul de joi seara cu Potai de a scor 27 la 35 la pauză 12 la 14. Partida a avut loc în sala Concordia din Chiașna și a contat pentru etapa 20 -a, a Ligii Zimbrilor. Venite după o deplasare lungă și grea la Baia Mare, formația roș albastră nu a avut răspuns la jocul în forță al celor de la Potaisa și a ținut aproape pe tabelă doar până la pauză. În prezența președintelui clubului Steaua, colonel dr. Madalin Hâncu și a ministrului tineretului și sportului Ionus Troie, Steaua a făcut cel mai slab joc din acest Zon, spre marea dezamăgire a lui Sandu Iacob. Ne spuneam, sau le spuneam și ne transmiteam să ne fie rușine. E singurul lucru pe care putem să-l tragem concluzie pe care putem trece, trage după acest meci, pentru că dacă sunt lucruri pe care putem să le controlăm, acelea sunt situațiile în care suntem în apărare și situațiile în care suntem cel puțin singuri cu portarul. E o mare dezamăgire pentru mine ca antrenor, pentru noi ca grup, e pentru toată lumea, cred, pentru că a fost un meci sub orice critic al nostru. Urmează etapa viitoare, eternul derby cu Dinamo. Noi vom încerca să schimbăm atitudinea înainte de toate, să fie un alt gen de luptă, altă agresivitate, dar lucrurile acestea nu le putem face din gură. E nevoie de fapte și faptele pot veni din partea fiecare dintre noi. În etapa viitoare, a 21-a, formația din Ghencea va evolua în deplasare cu liderul Dinamo București. Jocul va avea loc joi, 5 martie, de la ora 18.25 în sala Dinamo.